Bună seara, stimați telespectatori! Bine v-am regăsit la o nouă emisiune Euroagricultura. Stimați telespectatori, mi-am propus în această emisiune să dezbat multe probleme care ne privesc pe toți, pe toți agricultorii, pe toți crescătorii de animale, pe crescătorii de ovine, crescătorii de bovine. Dar în primul și în primul rând, pentru cei care au nevoie la măsura 112 de acea diplomă de calificare sau că au absolvit cursurile de creștere a animalelor, cursurile de apicultură, cu îngăduința domnului inginer Barabas Francis, care se ocupă de aceste cursuri, vă informez că continuă cu cursurile de creștere a animalelor. Deja este o clasă, am înțeles, completată, 28 de persoane, deja mai au vreo 10 și pentru următorul curs la apicultură iarăși. Deci, cei care sunt interesați și cei care doresc să se înscrie la aceste cursuri, la camera 51, la primăria municipiului de Iași, sunt invitați la domnul inginer Barabas, unde vor primi toate informațiile. În ceea ce privește subvențiile după teren, subvențiile de la APIA după terenurile agricole, pot să vă spun că, după cum am înțeles eu, se continuă cu plata la hectar. Nu mai discutăm în această emisiune, nici nu vreau să-mi aduc aminte de fapt ce plată ne dau la hectar statul român și cu Uniunea Europeană. Suntem pe ultimul loc, dar mă rog, de se continuă cu plata și se preconizează ca până în luna martie să se plătească absolut întreaga banii care le revin la suprafață. În loc de 170 de euro, v-am spus, sunt jur la 100 și de euro. Mă rog, astea sunt problemele care nu depind de noi. Dar și totuși, până la urmă, depind de noi, depind de domnul Cioroș, cum am știut să ne negociem, dar noi românii nu negociem decât în genunchi și așa niciodată nu vom putea să ne scoatem capul afară cu fără rușine. Stimați respectatori, vreau să vă dau câteva informații la cei care cresc ovine. În această perioadă, deja e perioada a treia, a patra, aproape în perioada a patra de gestație, deci oile se apropie de fătat. Mare atenție să le suplimentați furajarea cu concentrate, 200-300 de grame și cu fânuri de foarte bună calitate, pentru a avea mieluți vigoroși. Și ați văzut dumneavoastră ce s-a întâmplat la Ogna Dejului, le dăm, le furajăm, le îngrijim și din ce motive încă nu știm, avem câte o nenorocire din astea de să pierdem aproape 100 de oi. Pentru că saivanele respective erau în zona Ogna Dejului, unde este un fond de vânătoare privat. Am plăcerea deosebită și vă rog să mă credeți deosebită să-l am lângă mine pe domnul Sălătioan Vasile. Domnul Sălătioan, bine ați venit la mine în emisiune și este prima dată când mă onorați cu prezență că v-ați furat câteva clipe să le spunem bine celor care ne privesc. Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație și dați-mi voie să salut și toți telespectatorii emisiunii dumneavoastră. Domnul Vasile, încă o dată mulțumesc mult că v-ați făcut timp să veniți, pentru că știu că sunteți foarte ocupat și este prima dată când veniți la emisiunea Euroagricultura și din partea mea promit că nu o să fie nici ultima dată, că mai trebuie să discutăm multe probleme pe care dumneavoastră le puteți da un răspuns în zona noastră a Văii Someșului. Vă mulțumesc mult încă o dată. Deci, domnul Sălătioan, în primul și în primul rând, știu că sunteți președintele Asociației Crescătorilor, Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Vadul Someșului. Așa este, corect. Este o asociație de vânătoare nou constituită de un an jumate, licențiată, cu dreptul de a gestiona fonduri de vânătoare, fonduri cinegetice, după denumirea corectă din legea 407 din 2006. Am câștigat dreptul de a gestiona acest fond în urma unei licitații publice organizate de Ministerul de Resort, direcția care răspunde de silvicultură și de vânătoare, din cadrul Ministerului Mediului și a Pădurilor. Anul trecut, în luna august-septembrie, începutul lunii septembrie, am semnat contractul de gestiune. Este un contract pe o perioadă de 10 ani care ne conferă unele drepturi, dar și unele obligații în gestionarea acestor fonduri de vânătoare. Avem două fonduri în zona Dej, fondul 5 Dej și 16 Livada. Este denumirea corectă din ca toate fondurile de vânătoare au denumire nomenclator, dar din lista de la Fondul General Cinegetic al României.
În zona județului Bistrița, mai precis fondul 11 Rebra, un fond care are aproape 15.000 de hectare. Pe lângă cele două fonduri, deci în total avem undeva 3 fonduri de vânătoare, însumate la 30, în jur de 35.000 de hectare, pe suprafața cărora gestionăm fauna cinegetică. Toate exemplarele ce reprezintă interes cinegetic conform legii 407 din 2006. Domnul Vasile, mulțumesc mult pentru aceste prime informații, dar sincer să vă spun, v-am invitat în emisiune și vă mulțumesc încă o dată că ați venit, având așa suprafață mare, peste 30.000 de hectare, după cum am înțeles eu, dumneavoastră cunoașteți, cred că cel mai bine, terenurile de pe Valea Someșului, mai ales că aveți aici în zona asta, am înțeles, două fonduri de vânătoare. Nu, și la Rebra și perfect și acolo, că e tot ai noștri, tot românii de ai noștri. Ce vă supără cel mai rău când umblați pe câmp? Din punct de vedere strict a vânătorii, poate aș spune lipsa bonității în terenurile de vânătoare. Din punct de vedere a omului care a crescut într-o comună alăturată Dejului, în comuna Chiuiești, satul Chiuiești, un fiu de țăran, să spun așa, într-o familie de țărani, cel mai mult mă supără când văd lipsa culturilor. Lipsa culturilor agricole, a îmbunătățirilor funciare, lipsa, pot să spun, sau chiar toată neglijența exploatării masei lemnoase din zonă, drumuri blocate, drumuri înfundate, neamenajate, copaci tăiați la întâmplare, adăpători, instalații atât de necesare în fondurile de vânătoare și pentru animalele domestice, cât și pentru exemplarele de vânat, este undeva chiar nu o nemulțumire, este o frustrare. Deci, domnul Vasile, după părerea mea, vă doare foarte rău și mai ales că atâta se bate pe modeda asta agricultura. Agricultura salvează România. Noi un lifton, e o treabă perfect reală. Dar lipsa, neinteresul statului față de aceste pământuri pe care Dumnezeu ne-a binecuvântat, sunt fertile, avem de toate. Dar vorba aia, ne-a dat Dumnezeu și oameni. Nu le știm exploata, nu le știm întreține. Și, sincer să vă spun, am fost la mai multe întâlniri, inclusiv cu Ministrul Agriculturii, inclusiv cu diferiți secretari de stat. Se minte, încă se minte. Deci, din 9.600.000 de hectare de arabil cât avem noi, noi, românii, am pierdut în jur la 1.500.000. Acum, prin vânzări, o să discutăm și problema asta. Dar nu e așa. S-a scos de la arabil și s-au făcut construcții. Bun, e perfect, foarte bine. Dar nici astea, 8 milioane de hectare, câte ne-au mai rămas, domnule, nu se lucrează. Sau se lucrează încă anapoda, după ureche. Așa este. Din păcate, dintr-o agricultură lucrată cu masat, unde productivitatea din arăsul, performantă, sigur. Specialitate era poate maxim, acum lucrăm divizat, în loturi divizate, izolat, într-o parte se lucrează, altora se împășunează, categoric culturile se distrug. Ce este foarte bine că totuși au apărut câțiva muguri și la noi. Începe agricultura asta, prin rotițele astea ei, începe încet să-și dea drumul. Deși, domnul Vasile, noastră sunteți și om politic și o să ating și punctul ăsta. Președintele României, Traian Băsescu, am un respect deosebit față de el. E președintele românilor, domnule. Așa a fost. Că îl contestă unii, îl contestăm toți, fiecare cu părerea lui. Dar președintele tuturor românilor a câștigat mult la alegeri, compromis, că în mediul rural se vor face unități industriale. Mici. Nu trebuie să facă o fabrică enormă în Ungureș sau în Ireș. Dar nu s-a făcut absolut nimic. Am avut plăcerea și onoarea să l-am invitat la noi în emisiunea Euroagricultura și pe domnul deputat, să știți, tu Cornel. Și l-am dat, domnul deputat, dumneavoastră cum știți zona asta? O fabrică. Undeva. O fabrică. Ce s-a făcut? Și să știți, domnul Vasile, că am fost cu colegi de-ai mei, le-am luat interviul la oameni și disperați. Zicea, domnule, toată lumea a crezut că va face ceva. Dar singura lor sursă de existență, agricultura. Și acum, dacă tot am venit aici și iară ne întoarcem înapoi un pic la fondul ăsta de vânătoare, animale aveți? Ce, da. Ce specii aveți în zona noastră? Fondul de vânătoare, dacă vreau să, deși poziționez un pic să le descriu. Chiar vă rog. Începe de la
drumul județean Dej-Bobâlna, până în localitatea Băbdiu, urcă spre zona Vale, din sus de Șigău, zona Vale, la intersecția culmea dealului, vine pe lângă satul Corneni, prin drumul județean care leagă Alunișul de DN17, până la Iclod, cursul Văii, așa se delimitează fondurile de vânătoare pe cursuri naturale, culm de deal, da, cursuri de ape. Până la Albea Văii Aluniș, până la deversarea în râul Someșul Mic. Pe cursul de apă al Someșului Mic, până la mănăstirea, la rătichitărie, cum se numea înainte zona, și se unește cu drumul județean Dej-Bobâlna. Sunt cele două fonduri de vânătoare, denumirea 50-16 livada, sunt 20.136 de hectare însumate, în special în zona de deal, pe drumul vânatul mic și o parte din speciile de vânat mare. Avem o bonitate de fazan, rață, sitar, vulpe, coțofene, cior de semănătură, cior de animale mici. Da. Și avem o bonitate de căprior, foarte bună bonitatea căpriorului, cât și mistreț. Din zona carnivoră, carnivore mari protejate, din păcate, și spun din păcate, a crescut numărul exemplarilor de lup. Și vreau să spun că a crescut, mai ales în perioada asta în care zăpada predomină pe culmi, foarte ușor poți identifica prin observare numărul exemplarilor care frecventează zona și perioada în care o frecventează, chiar să face o evaluare până luna mai, când se va face o evaluare la carnivore mari. Într-adevăr, crescând numărul, a apărut și cazul la care le-ați minte. Apar problemele, categoric. Pentru noi, ca și gestionar de fond de vânătoare, la preluarea contractului de gestiune, evaluările au făcute, cotele de recoltă erau stabilite, nu mai aveam ce să facem la momentul preluării pentru a suplimenta cota de recoltă. Este o procedură care, cu aprobarea Ministerului Mediului, se poate face. Am primit și noi la asociație, am primit solicitarea persoanei păgubite pentru a întreprinde acțiuni de recoltare, de împușcare acestor exemplare. Din păcate nu avem în cota de recoltă și ar însemna să facem o infracțiune împușcarea exemplarelor din specia lup. De domnul Vasile, o secundă, vă rog mult, ca să priceapă toți agricultorii noștri, toți țăranii, toți cei care cresc animale, toți cei care trăiesc în mediul rural, de nu se poate pușca, mai ales când am fost acum acolo cu problemele respective. Domnule, că nu vin pădurarii să puște, nu vin vânătorii să puște. De să poți pușca un asemenea animal, mai ales care este și ocrotit, trebuie niște demersuri, da, niște aprobări. Că nu că mă duc eu, că-s vânător, am văzut lupul, l-am pușcat și salut, am scăpat de lup. Este legea 407 din 2006 care stabilește clar ce atribuții are un gestionar de fonduri de vânătoare. În primul rând este gospodărirea, paza, ocrotirea și apoi recolta vânatului. Și dacă discutăm despre recoltă, recolta se face în baza unor aprobări date de Ministerul de Resort. Aceste aprobări se fac în urma unei solicitări din partea gestionarului care face în prealabil evaluări atât cu Agenția de Mediu de pe raza arondată, cât și cu Inspectoriatul Teritorial care răspunde de silvicultură și în spețe de vânătoare. Este obligatoriu să facă evaluările, să se face solicitarea către Ministerul de Resort și apoi vin aprobările. Aprobările, odată venite, nu mai poți suplimenta numai cu altă aprobare specială suplimentarea cotei de recoltă. Domnul Vasile, nu vă supărați că vă spun. Păi la noastră e o adevărată arhivă. Să ajungi să ai o aprobare. Păi, domnule, și de când e lumea tot așa a fost de complicate? Sau s-a mărit birocrația? Poate un pic sunt mai mari exigențe în perioada de după Revoluție. Este un lucru
incomod, dar este un lucru bun. Ce s-ar întâmpla dacă fiecare vânător și-ar lua pușca în spate când dorește el și să plece în teren să împuște? Ce-i trece lui prin minte sau ce-i solicită cineva? Nu se poate. Deci trebuie să respectăm niște legi categoric și în speță legea 407, colaborată cu legea armelor și munițiilor. Mai multe legi care... Dar, domnul Vasile, acum hai să fim sinceri, domnule, dacă erau oile mele și aveam pușcă, presupunem, sau spreatin cu dumneata, și îmi făceau o gaură, probabil, lupii, probabil. Deci, n-a fost să văd, nu mă pricep, nu-s detectiv particular. Analizele care, din ce cauză, au murit la cetățeanul acesta, 92 de capete de ovine, se vinde la Cluj, cu, după ce se face la DSV, în laboratoare, se stabilește cauza morții, clar. Dar eu, când îmi face o pagubă din asta, probabil, lupul, hai să zicem că a fost lupul. Păi dacă trebuie să-i vine bun să-mi facă lupul la o gaură de 500 de milioane de lei, să zic, da. Și să nu iau nicio măsură. Din păcate, uneori, proprietarii de ovine sau de bovine, necunoscând demersurile legale care ar trebui să le întreprindă, rămân în pagubă. Este hotărârea de guvern 1679 din 2008, în care se spune clar modalitățile de acordare și de despăgubirile prevăzute la legea vânătorii, la legea 407 din 2006, precum și obligațiile care revin gestionarilor fondurilor cinegetice, adică a fondurilor de vânătoare, și a proprietarilor de culturi agricole, culturi silvice sau deținătorii de animale domestice. Dacă păgubitul, și nu este prima dată când se întâmplă, eu cunosc categoric, în vară am mai avut o problemă, am mai avut o pagubă, am văzut cu ochii mei trecând. Deci atunci a fost atacul clar, de lup. Sigur. S-au văzut oile sacrificate, s-au văzut împrăștiate prin pădure. Deci nu aveau ce căuta oile acolo. Asta este altă discutăm altă imediat și problema asta. Sigur. Le-am văzut. Dacă om ar fi știut, spune clar modalitățile și pot să... Ar fi bine să precizăm pentru toți deținătorii de ovine. Este foarte important. Ovine, fiindcă în zona noastră chiar după Revoluție s-a mulțit foarte mult numărul ovinelor. N-aș vrea să spun sau să exagerez, dar cred că în zona Livada peste 10.000 de capete de ovine am văzut la turmele de oi care sunt acolo. Și dacă luăm zona Valea Sumeșului, să știți, când scău bobâna un guraș, ajungem chiar la 60.000. Da, cred, sunt convins, plus turmele de oi care tranzitează zona noastră, dinspre munte, spre satul mare sau zonele învecinate, zonele de câmpie, unde iarna este suportată mai blând. Fiindcă nu toți deținătorii de ovine pregătesc din timp furajele necesare. Se bazează pe mana cerească care rămâne pe lunca Someșului și fructificația categorică. Aici avem o problemă directă cu deținătorii. Dar încercăm să colaborăm. Și spun încercăm să colaborăm respectând cadrul legal. Și vreau să precizăm câteva aspecte foarte importante pentru toți deținătorii de ovine. Doamne ferește, se bate în lemn să nu fie cazul, dar e bine să știe ca să poată adresa organelor abilitate. În hotărârea de guvern care am invocat-o, deci mai precizez o dată, este hotărârea 1679 din 2008, unde la articolul 3 spune categoric: constatarea pagubilor, evaluarea acestora și stabilirea răspunderii civile se realizează de către o comisie special constituită în acest scop, denumită în continuare comisie. Din comisie fac parte un reprezentant al aparatului de specialitate al primarului unității administrativ-teritoriale pe raza căreia s-a sesizat paguba. Deci a primăriei din zona în care face parte, mai precis, da, mai pe înțelesul tuturor. A doilea reprezentant este a agenției de mediu din zona în care s-a întâmplat paguba. A treilea reprezentant este reprezentantul Inspectoratului Teritorial Silvic, care răspunde de silvicultori și vânătoare. La noi avem ITRSV, un termen prescurtat, la Cluj, unde se putea adresa persoana în cauză. Cine are obligația de a... sau pașii care trebuie făcuți? Prima dată, persoana păgubită formulează o solicitare primăriei. Primăriei, primarului... Informează primăria. Da, face o solicitare.
În termen de 24 de ore, prin grija primarului Unității Administrative Teritoriale și categoric spune aici, convocarea comisiei prevăzută la articolul 3 se realizează prin grija primarului în termen de 24 de ore de la data înregistrării cererii persoanei păgubite. Deci primul pas este înregistrarea cererii. A doua este convocarea comisiei. Comisia trebuie să întrunească în 48 de ore. Din comisie, în calitate de asistenți, pot face parte și reprezentanții asociației licențiată care deține dreptul de gestiune a fondului cinegetic. Asociația de vânătoare, în termenii cei mai drepti, care gestionează fondul respectiv. Odată constituită comisia, trebuie și este obligatoriu să lucreze în prezența persoanei păgubite. În tot timpul trebuie să lucreze în prezența persoanei sau un reprezentant legal a acestei persoane. De aici începe primul pas în ce înseamnă încercarea de a se despăgubi persoana. Prima parte, comisia se întrunește, lucrează, analizează și întomește un proces verbal. Este anexă la hotărâre, este un detaliu tehnic pentru comisie. Domnul Vasile, după o scurtă pauză publicitară, le mai punctăm încă o dată ca să știe oamenii sigur. Punctele, chiar, primii pași. Chiar îi rog să-și iau un creion și o hârtie, să-și notează hotărârea de guvern și pașii care trebuie să-i facă. Stimați respectatori, după cum vedeți și după cum ne informează domnul Sălătioan, nu este o problemă chiar așa de simplă cu animalele astea sălbatice, că mă duc, mi-au atacat, mă duc, le pușc, mă scăp de ele. E o treabă chiar destul de complicată și vorba dânsului, și avem de învățat din asta, sunt niște legi care trebuie respectate. Că dacă și la vânătoare ar fi un haos, cred că ar fi, într-adevăr, ar fi prăpăt. Dacă și la vânătoare ar fi un haos, fiecare să puște cum vrea, unde vrea, dar totuși eu am zis prin prisma crescătorului de animale care are o pagubă. Mă rog, am învățat și de aceea, domnul Vasile, vă rog tare mult, mai continuați cu câteva probleme care, stimați crescători de animale, vă rog să mă credeți că trebuie să țineți cont. În primul și în primul rând, cei care aveți animale, cel mai bun lucru ar fi să le asigurați. Au fost pagube când firmele de asigurări au asigurat și au despăgubit. Dar dacă dânsul, am animale, cum are și cetățeanul de la Ognadejului, nu au fost asigurate, se încearcă prin alte părți legale, specific încă o dată, prin diferite procedee legale, să încerce să poată fi despăgubit. Deci, domnul Vasile, vă rog mult, dacă mai puteți să punctați câteva dintre obligații, câteva dintre drepturi. Da, se poate și aș vrea să mai precizez încă o dată, despăgubirile se fac atât pentru oamenii și pentru proprietare care dețin animale domestice, pentru proprietare culturilor care le au în desfășurare, în creștere, cât și pentru culturile silvice. Pentru toate aceste culturi distruse, deteriorate de către exemplarele de vânat din fondul de vânătoare sau în cazul intravilanului, că sunt două cazuri diferite în speță. Trebuie să precizăm, fondurile de vânătoare au în componența lor terenurile extravilane. Gestionarul faunei de interes cinegetic, asociația în speță licențiată, are obligația și răspunde doar de exemplarele de vânat care sunt în zona fondului de vânătoare, în extravilan. Pentru toate exemplarele care reprezintă interes cinegetic, din intravilan răspunde administrația publică locală, primăria în speță. Deci toți deținătorii de culturi agricole, deținătorii de animale, cât și deținătorii de culturi silvice, că poate exista o societate care crește și însămânțează pe categoric și este păgubită, au în baza hotărârii de guvern 1679 din 2008, au posibilitatea de a se adresa făcând următorii pași în vederea despăgubirii pagubilor produse. În primul rând trebuie să depună o cerere primăriei pe raza căruia s-a săvârșit paguba, s-a întâmplat nenorocirea. Deci primul pas, informarea primăriei.
prin cea rescrisă registrată. Prin cea rescrisă registrată, care se depune în termen de 24 de ore. De 24 de ore de la data pagubei. Maxim 24 de ore. Tot în acest termen de 24 de ore, primarul este obligat, de la înregistrarea cererii, este obligat să convoce comisia de evaluare a pagubilor și de acordare a despăgubirilor. Din această comisie fac parte, cum am mai spus, reprezentantul Agenției de Mediu, reprezentantul ITRSV-ului, reprezentantul primarului, să o numesc mai direct, da, din, de specialitate. După ce se depune cererea, primarul convocă ședința, comisia, în 48 de ore de la convocare, comisia trebuie să se întrunească, se evaluează și se întocmească un proces verbal în care spune tot ce, s-a întâmplat acolo. După ce toate aceste lucruri sunt stabilite, trebuie să precizăm modul de lucru al comisiei, nu știu dacă îi interesează chiar în mod direct pe cetățeni, deciziile în comisie se iau cu votul majorității simple a membrilor. În toate cazurile, constatarea pagubilor se realizează în prezența persoanei păgubite, așa spune clar, sau a unui reprezentant legal a acestuia. Tot din această comisie face parte, ca asistent, reprezentantul Asociației de Vânători licențiată care are contractul. Mergând mai departe, aceste modalități de despăgubire le stabilește autoritatea centrală prin ITRSV-ul, care este Inspectoratul Teritorial. Cine și cum răspunde și ce obligație au ca să beneficieze de aceste, de aceste despăgubiri? Obligațiile crescătorului de animale. Sunt, două responsabilități. Atât a crescătorului de animale sau deținătorul culturilor, cât și a gestionarului fondului de vânătoare, cel care răspunde de gestionarea fondului. Și aș începe cu obligațiile proprietarului de animale, deținătorului de animale. Sunt precizate în anexa 3 la hotărârea de guvern și spune acolo, pentru prevenirea pagubilor ce pot fi cauzate de exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, proprietarii culturilor agricole, silvice, au următoarele obligații: să declare și să înregistreze suprafețele pe care sunt înființate culturile agricole potrivit legii. Acest lucru atestă faptul că de fapt ai cultura respectivă, ești proprietar. Exact. Să aibă elaborate amenajamente silvice în vigoare potrivit legii, în cazul culturilor silvice. Să solicite înscris persoane juridice care gestionează fauna de interes cinegetic întreprinderea de acțiuni pentru prevenirea pagubilor la culturile agricole și sau vegetației forestiere. Deci trebuie să solicite înscris asociația de vânătoare, în termenii cei mai populari, întreprinderea de acțiuni. Ce acțiuni sunt? De pază, de recoltarea exemplarului conform planului de recoltă, ca să, sau chiar de înlăturare din zona respectivă a exemplarilor când bonitatea crește în zona respectivă, ca să prevenim înainte de a se întâmpla paguba. Trebuie să amplaseze în culturile agricole sau silvice expuse mijloace de îndepărtare, de îndepărtat, sperietorii, tot felul de instalații care ar putea înlătura în mod natural aceste exemplare. Și acum, domnul Vasile, un pic vă opresc. Pentru o scurtă intervenție, stimați respectatori, așa după cum știți, foarte multă lume mai cultivă pe aici, pe acolo, 2-3 arii de legume, 2-3 arii de cartofi, culturi simbolice. Dar ce se întâmplă? Caz concret, aici acum avem noi, domnul Vasile, parcela asta în bungăr, cineva în mijlocul pășunii are omul într-adevăr proprietate, o cultiva 5 arii de legume. Umblând oile în jur, ciobanul respectiv habar nu avea că acolo este cultivat. Oaie-i oaie. Îs bureanile mari, cum a zis și noastră, că sunt terenul care nu se lucrează, au intrat oile acolo și în 3 minute au făcut pravlă la varză. Deci, trebuie să înțelegem și cei care cultivăm pământul. Chiar dacă sunt suprafețe mai mici, exact cum a zis domnul Sălătioan, cum ne-a citit din lege. Deci, domnule, trebuie să îmi protejez eu singur cultura. Să nu aștept că va veni nu știu cine din cer și îmi va proteja mie cultura. Deci, nu se poate treaba asta.
sau să, măcar să pună niște semne de avertizare. Cum să ciuhălea pe vremuri. Dom'le, nu asta intra, nu intra că e ciuhălit, aici se cosește. Da. Dar pur și simplu oamenii nu știu sau nu interesează. Dom'le, dacă e pământul meu, nu are decât cine să-l păzească? Discutăm aici de prima parte a obligațiilor ce revin deținătorilor. Dar e foarte important asta. O să asta. Aprofundăm să vedem ce obligații au și deținătorii de animale. Și chiar acum vreau să și acum cu deținătorii, da, vă rog. Da. Obligațiile ce revin proprietarilor de animale domestice pentru prevenirea pagubilor ce pot fi cauzate de exemplarele din specie de faună de interes cinegetic. Să declare, să înregistreze animale domestice potrivit legii. Să asigure paza animalelor domestice aflate la pășunat sau la diferite munci. Pot fi și alte animale, nu numai turmele de oi. Sigur, turmele de oi. Să folosească pentru pășunatul animalelor domestice numai acele suprafețe admise potrivit legii de pășunat. Deci spune clar, numai acele suprafețe admise. Și aici avem o lege nouă apărută, o să discutăm poate în emisiune și despre... Dacă apucăm, dacă nu discutăm în alte emisiuni, că sunt foarte interesante problemele astea pe care... Încă obligație, și poate se referă chiar la cazul în speță care avem, să adăpostească pe timp de noapte animale domestice numai în locuri împrejmuite și păzite. Accentuez, și păzite, nu la voia întâmplării. Să deplaseze animale domestice prin pădure spre locurile de pășunat și adăpat, numai pe trasele stabilite în acest scop de comun acord cu persoana juridică ce gestionează fauna de interes cinegetic din perimetrul respectiv și cu administratorul suprafeței respective de fond forestier. Aici mă refer la ocolele silvice. Sau... Domnul Vasile. Deci asta este un lucru foarte important. Dar asta trebuie neapărat încă o dată să o clarificăm. Pentru că e foarte important. Adică ce se întâmplă la noi? Sau în zonă sunt foarte mulți crescători de ovine care au un număr mare de ovine, dar n-au o lingură de fân, vorba românului, la ele. Toată iarna umblă cu ele prin... pe unde umblă? Și în primul și în primul rând, toamna, cum a fost și anul trecut, am înțeles că a fost o fructificare de ghindă chiar foarte bună. Da, deci, spuneți-le, vă rog frumos, noastră ca și președinte a unui fond de vânătoare, prin pădure, cu oile, poți trece, dacă ai aprobare. Nu să pășunezi cu ele tătă ziua. Se poate traversa pădurile în interesul de a se trece la pășune la alta sau la o dăpătoare, care bine știm sunt pe cursuri naturale amenajate. Dar cu aprobarea atât a gestionarului fondului de vânătoare, cât și a ocolilor silvice din zonă, conform legilor în vigoare, care este proprietarul de drept a pădurilor de stat. Din păcate, în zona noastră, fiecare își ia turma și pe unde merge prima, pe acolo se duc ca și oile în turmă, să spunem. Și ciobanul mai vine și el peste jumătate de oră. De aici se întâmplă foarte multe incidente și se încalcă foarte multe acte normative. Și se distrug culturile silvice, culturile poate neamenajate, cultura naturală, acel lăstar, acel mugureu din pădure, nimeni nu-l ocolește. Îl calcă, îl mănâncă, îl rupe. Și ne așteptăm ca să avem cât și mai cât de frumoasă și cât de verzi pădurile. Nu se poate. Pe timp de iarnă, exemplarele de interes cinegetic, și mă refer aici la căprior, la mistreț, la oricare ar fi el, se hrănește cu fructificația naturală, pe de o parte, și cu o hrană complementară asigurată de către gestionari, de către asociațiile de vânătoare. Categoric. Aici este o lege în 407 care ne explică cât trebuie să suplimentăm hrana în funcție de numărul de efective, de bonitatea din teren. Clar. Dar, natural, așa este gândită legea, ca de fructificația din pădure să beneficiază animale sălbatice pe cel mai termen definit. Clar. Cel mai clar. Cel da. Mai clar. Și domnul Vasile, bun, dar dacă are 500 de oi, să nu zic o mie, și mai are și 100 de capre. Și ăsta trece prin pădure. Apa acolo m-a trecut focul. Tot lăstarul, vă spun că am văzut, lăstarul de puiet. Absolut, capra mâncă tot. Încă oaia, mai oaie. Dar capra face prăpăt. Să nu mai discutăm că în zona pășunilor sunt foarte multe culturi fragmentate, pe loturi fragmentate, de porumb, de grâu, de ovăz, de tot ce-o fi în pădure, la marginea pădurii. Și atunci, venind turma de 1000,
de 500, de 300, la care are un cioban, la noi nu este nomenclatorul clasificărilor în codul COR, nu am văzut calificarea pentru cioban. Nu avem, cred că în zonă, cioban cu carte de muncă calificat. Sau dacă avem, îmi cer scuze pentru cei ce sunt. Crescători de ovine. Da, crescătorii sunt, dar specializarea care este? Vezi copii de 13 ani în tren, sincer, domnul inginer, mă plimb în tren de 10 ani de zile, văd ce se întâmplă, te duci, facem și la altă prevedere care îi obligă. Găsești la o stână, la o turmă, găsești 7-8 câini ciobănești, fără să aibă, conform prevederilor legale, jujeul atârnat de gât, care hăituiesc mai bine ca și câinii scotocitori a noștri de vânătoare, exemplare de vânat, care distrug vânatul. Dar pentru aceste lucruri nu face nimeni plângere. Nu face nimeni, numai gestionarul este cel păgubit. Gestionarul și implicit tot ceea ce iubesc natura. De, domnul Vasile, apropo, acum câțiva ani, și sigur, sunt convins că știți și noastră, s-au făcut niște controle și efectiv le-au pus cald câinii ciobărești. Și efectiv, parcă a început un război între ciobani și cei care au încercat să aplice legea. Că, după cum știu eu, că și eu am fost la... Când am lucrat, eram inginer șef la unitate la CAP, aveam dreptul la un câine la 150 de oi. De, o turmă, cum zicea noastră, cam la 300 de oi era o turmă și erau doi câini, atât. Bine, știți cum e, nimeni nu se leagă dacă mai ai un câine doi în plus. Dar când, de fapt, deja tu ai 10 câini în plus, pe care nu îi stăpânești și pe care și ați mai ales, vă spun, am văzut eu și n-are rost să mai povestim, erau atacate căprioarele. Obligație... Pui de căprioare. În continuare vreau să mai precizez câteva obligații. Ca să ajungem și la acești câini care însoțesc turmele. Și spune așa mai departe. Persoanele prevăzute mai sus fac dovada îndeplinirii obligațiilor prevăzute la prezenta hotărâre prin următoarele. Documentele specifice, dovada transmiterii solicitării prevăzută, constatarea la fața locului de către comisie de constatare și evaluarea pagubei a existenței mijloacelor de speriat sau de îndepărtat exemplare și de speciile de faună de interes cinegetic pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute mai sus. Deținerea numărului maxim de câini pentru pază admis în condițiile legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic, legea 407, cu modificările și completările. Și vă spun eu numărul maxim. Este de 2 câini la o turmă de oi. Inclusiv, este inclus și câinele care ar fi la stână. Deci atât este numărul. Nu putem discuta, e 3, 4, 5, domnul inginer. 2. Așa spune legea, categoria 407. Și ea să fie, să aibă carte tehnică, cum zicem noi, să aibă carte, să aibă vaccinul carnetul, la zi, carnetul veterinar, de sănătate, și toate vaccinurile. Să știți, domnul Sălătea, încet, trebuie lăsat să o reglementat. Mai ales aici la noi în zonă. Au fost foarte, foarte multe controle de la DSV. Mi se pare DSV, cam încet. Cluj. Mi se pare cam încet. Și totul se face. Aici la noi se mișcă. Să știți că se mișcă pe lângă acest, crunte. Pe lângă aceste acte, mai trebuie contractul de pășunat încheiat cu proprietarul terenului respectiv în care se prevăd suprafețele admise de pășunat. Deci contract. Câți dintre deținătorii de ovine au contract cu toți proprietarii terenului pentru care se folosește ca și pajiște denumită în terenul? Nu, este la noi în zonă 1. Este. Au teren luat în arendă. Că deci, contractul de arendă e perfect. E contract de arendă, că au luat terenul în arendă. Depinde ce teren, domnul Jean. Nu, în pășune. Dacă este pășune, că dacă are altă clasificație din punct de vedere... Schimbarea destinației se face destul de greu. Da, știu. Și să știți, mai repede plantez în arabil, pădure, decât să te lasă să plantezi în pășune pădure. A apărut nouă, asta dau discută probabil un pic mai acolo. Târziu de noua legea asta pășunilor. Mai vine constatarea la fața locului a comisiei, aprobarea prevăzută de lege pentru trecerea animalelor domestice prin fondul forestier pentru situația prevăzută la articolul 2. Deci eu m-am interesat la ocolul Slivideș, nu știu dacă este o aprobare. Se plătește o taxă pe cap de ovină care tranzitează pădurea proprietatea statului. Închipuiți-vă, oare nicio oaie din Dej, din zona asta, nu trece prin pădure dacă nu există aprobare? Spune clar. Existența cel puțin a unei persoane răspunzătoare cu asigurarea pazei și a condițiilor de adăpostire pe
timpul nopții în cazul turmelor și cilezilor aflate la pășunat pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute, spune. Modul de îndeplinire a obligațiilor așa se consemnează în procesul verbal. Deci acestea ar fi obligații de bază. Și dacă discutăm, poate în continuare, o să vă spun și modalitatea sau ce sancțiuni primește un deținător de ovine care depășește numărul maxim de câini la turmă, care sosesc turmele, sau ce se întâmplă cu câinii și cu animalele hoinare care sunt găsite în fondurile de vânătoare. Domnul Vasile, după o scurtă pauză publicitară, le mai dăm încă o șansă crescătorilor de animale. Cred că i-am spuriat acum de săraci și zice, abandonez-te, nu spune. Mai sunt animale. Dar să vă o să le spune și obligațiile celor care gestionează, să nu cădem că numai e obligație. Mai avem și noi obligații. Stimați telespectatori, stimați crescători de ovine și de animale, acum, după cum am povestit eu cu domnul Sălătioan și mai ales dânsul cu ca reprezentant al vânătorilor, nu trebuie, domnul Sălătioan, mâine toată lumea pune oile, le lasă grămadă, domnule, nu mai mă ocup de ele, că nu mai facă tare multe vă treabă. Nu, ar fi astea sunt niște obligații pe care trebuie să le aibă și nu-i chiar așa de greu de respectat. Mai ales, vă spun, cele mai multe controle de la Cluj, de la Direcția Sanitar Veterinară, vin pe baza câinilor. Câinele trebuie să aibă, cum a zis noastră domnul Sălătean, să aibă carnetul ăla de sănătate. Cu vaccinul e făcut. Celălalt nimeni nu va are treabă. Și în primul și în primul rând, să știți iară, să nu aruncați organe pe câmp, pe pășuni. Deja aici intervine o altă problemă și amenzile sunt extraordinar de mari. Aveți probleme, sunați la primărie, indiferent cine a fost, indiferent la ce oră a fost, știți, eu mă ocup de treaba asta, m-a sunat, în cel mai scurt timp s-a rezolvat problema, exact cum s-a rezolvat și problema asta la altă. Dar, de domnul Sălătean, oamenii tătau, obligații, dar dumneavoastră vânătorii, ce obligație aveți, că aveți și noastră. Tot aici, domnul inginer, tot aici, la anexa 4, în această hotărâre de guvern, precizează clar și obligație gestionarilor. Și aș vrea să le amintesc, să le reamintesc colegilor care mai dețin și au această calitate de gestionar. Și aș preciza câteva dintre ele. Vă rog. Să fi recoltat integral numărul exemplarelor aprobate în planul de recoltă. După cum am discutat, se stabilește un plan, sigur. Și trebuie să întreprinzi măsuri pentru a recolta integral numărul exemplarelor. De ce? Pentru a păstra un echilibru între bonitate și numărul optim al exemplarelor care ar trebui să fie să coabiteze într-un fond de vânătoare. Pentru acest lucru se stabilește recolta și există obligația gestionarilor și spune clar să fi recoltat integral numărul de exemplare aprobat pentru specia sau speciile care au produs pagube pe sezonul de vânătoare anterior producerea acestora. Clar, trebuie să facem. Noi, în cazul de față, trebuie să facem demersurile de rigoare să putem beneficia în planul de recoltă a anului de vânătoare următor, care începe la 15 mai, cu aprobare, să dau niște aprobări și aici autorizații de mediu, de la Agenția de Mediu pentru planul de recoltă, să putem beneficia în planul de recoltă de exemplare din specia lup. Să prevenim, dacă împreună cu inspectorii teritoriali care răspund de silvicultură și de vânătoare, cu reprezentanții Agenției de Mediu, cât și personalul de specialitate din cadrul asociației noastre, trebuie să precizăm, pentru fiecare fond de vânătoare există un paznic de vânătoare care este atestat, este deține calificările de rigoare, trebuie să aibă o școală silvică, nu este așa de simplu să fii paznic de vânătoare. Deci, cu alte cuvinte, sigur, domnul Sălătean, aveți și noastră niște sigur obligații. Nu m-am spus doar una sigur dintre ele. Trebuie să, în urma evaluării care se vor face, dacă se va considera că bonitatea și numărul de exemplare de lup au crescut în zona noastră, atunci probabil vom beneficia de acest exemplar în planul de recoltă. Să nu uităm că este vorba de o carnivoră mare care este protejată de lege. Mai trebuie, ca și obligație, să asigure și să administreze hrana complementară de care discutam înainte. Deci nu numai că și țăranii, crescătorii noștri dau de mâncare, și noastră ca fond de vânătoare
Categoric, categoric. Avem atât cereale, suculente, fân, lucernă, sare. Avem cantități pe efectivul evaluat ca bonitate, care trebuie să le administrăm ca și hrană complementară. Deci nu putem... Aici nu este prăvălie vânătoare să mergi, să recoltezi, să trăiești, să consider că este o situație de subsistență. Este un sport costisitor vânătoarea. Este un sport nobil, dar foarte costisitor. Trebuie să întreprinzi acțiuni. Să execute acțiuni de îndepărtare a exemplarelor speciilor de faună de interes cinegetic din zonele expuse. Deci din zonele expuse trebuie să întreprinzi acțiuni, dar fără a deranja vânatul altor specii. Precizează clar legea 407 în ce mod se fac aceste lucruri. Să solicite în condițiile legii aprobări necesare pentru reașezarea, suplimentarea cotelor de recoltă și pentru vânarea în afara perioadelor legale a acestor exemplare din speciile de faună de interes cinegetic care produc pagube culturilor. În urma cererii depuse de către persoana păgubită la sediul asociației noastre, care se găsește în Dej, Piața Lupeni numărul 1, pentru toți cei interesați, voi face demersurile, poate o să beneficiați și de acel raport care l-a întomit reprezentanții primăriei Dej, și o să solicit Ministerul de Resort aprobarea suplimentării cotelor în vederea recoltării acestor exemplare de specialuf. Să sperăm că vom avea și câștigi de cauze. Să vâneze cu prioritate în condițiile legii... Domnul Vasile, o secundă că avem un telefon. Da. Să vedem pe cine interesează vânatul nostru. Alo! Bună seara! Bună seara! Sunt Nicu din Miranda. Bună seara, domnul Nicu! Da, poftit! Deci, o întrebare aș adresa la domnul. Da, vă rog. Deci, am avut o suprafață de 2 hectare cu porumb și mi-a distrus-o în totalitate porcii mistrei. Ce s-ar putea face? În ce perioadă? Am fost de mers și la primărie, nu mi-a spus nimeni nimic. În ce perioadă a fost? În toamna anului trecut? Da. Rugămintea mea, dacă puteți, să intrați în prevedere legii hotărârii de guvern 1679 din 2008. Ar fi foarte simplu, acolo găsiți toți pașii, i-am spus mai devreme, din păcate pentru acțiunile care le-ați făcut, nu știu dacă ați respectat procedura, dacă ați depus o cerere în termenul stabilit la articolul 4. Dacă ați făcut aceste demersuri, trebuie să aveți răspunsul acestei comisii, care obligatoriu trebuie să fie convocată de către primarul comunei Ileanda, în speță în cazul dumneavoastră. Bine, vă mulțumesc. Domnul Nicu, o secundă, dacă îmi dați voi, domnul Sărătean, să-i spun și eu câteva cuvinte. În primul și în primul rând, la nivel de comună Ileanda, la nivel de toate comunele astea din țara românească, din România, se fac comisii de evaluare, de constatare a pagubelor din ordinul primarului. Se pot face asemenea comisii. Indiferent că poate să somi Șumari și vă inundă toată suprafața de acolo, că mai ales că terenurile cele mai bune și în Ileanda sunt lângă Someș. Deci, dumneavoastră, când ați avut paguba respectivă, să știți că și la noi, în zona Dejului, fac porcii mistrezi ravagii. Dar fac ravagii. Trebuie inginerul de la birou agricol, de la camera agricolă, de la primărie, de la comuna noastră, merge, constată paguba produsă și după aceea, cu constatarea respectivă, se pot face demersurile mai departe. La Oculul Silvic și acolo, domnul Sălătioan, sigur, și zona e o zonă de vânătoare. Sigur, este fondul Ileanda, chiar așa se fondul numește. Ileanda. Nu cunosc cine este gestionarul fondului Ileanda. Trebuie să parcurgeți toți pașii prevăzuți în această hotărâre de guvern. Acum e târziu, să știți, e târziu. Dar, pentru viitor măcar, să știți, domnule, mi-a făcut animalul sălbatic pagubă, automat informez primăria, comisia și începe tăvălugul ăsta să se rostogolească la vale. Și poate aveți norocul, și sigur aveți norocul, dacă aveți acolo în zona noastră un om de suflet, cum e la noi, președintele Asociației Vânătorilor, un om de suflet, sigur, o să vă întind o mână să vă despăgubească. Bine, vă mulțumesc! Multă sănătate! Mulțumim!
De domnul Vasile, mă bucur că sunt persoane interesate, categoric. Sunt foarte interesate și să știți că și la noi, de exemplu, în zona Pinticului, Recea, sunt care, v-am spus, iar e o mare greșeală. La o margine de pășune are omul teren, o mărș și o sămâna 2 hectare de porumb. În el, în capătul pădurii. Ei, cum ei? Aici dar nu poate primăria să margă să o păzească. Nu, dar cum? Este obligația proprietarului de culturi să și-o păzească, cât și obligația proprietarilor și deținătorilor de animale domestice să o protejeze. Și mai avem și noi obligația noastră ca gestionari, chiar în speță sunt gestionari a fondului de vânătoare, și am obligația să recoltez, să întreprind toate măsurile deci, care le-am... Deci, cu cuvinte, domnul Sălătioan, dumneavoastră, stimați respectatori, stimați agricultori, acești oameni cu suflet mare vin în sprijinul dumneavoastră. Eu sunt convins, orice problemă aveți, anunțați primăria, nu anunțați primăria, anunțați pe, cum suntem noastră, în zonă. Șeful fondului de vânătoare de acolo, domnul Sălătioan, am văzut azi noapte o turmă, o haită de lupi. Sigur. Și dânsul, sunt convins, cu sufletul pe care îl are, o să vă sprijine. Deci o să facă o comisie sau cum face noastră, îi adunați câțiva vânători, mergeți, luați urma, vedeți ce se întâmplă. Exact. Și acum cu problema asta, e un ecaz. E un ecaz pentru cel care a avut 92 de oi pierdute. E foarte mult, e o pagubă imensă. E o pagubă imensă. Dar și dânsul are partea dânsului de vină, probabil ciobanul are partea ciobanului de vină, dar și dacă va fi o posibilitate, mi-am spus, i-am comunicat, dacă va fi o posibilitate să fie ajutat de dumneavoastră prin faptul că veți cere la București să împușcăm un doi lupi, prin primăria municipiului, deci că oricum și ecarisarea a 90, peste 2 tone de carne. E 0,56 de euro pe kilogramul de carne, fără TVA, neutralizatul. Transportul, domnul Vasile, este o grămadă de bani. Da, aici trebuie să mai precizăm și faptul că el trebuie să aibă și niște analize făcute de Direcția Sanitară Veterinară. În preajma capul de la fiecare oaie s-o trimis la Cluj. În preajma sărbătorilor de Crăciun am primit și am avut un caz de rabie la un lup în comuna Bobâlna. Și aici am primit adresa din partea Direcției Sanitare Veterinare să evităm acțiunile de vânătoare cu câini hărțuitori, să luăm niște măsuri de protejare a animalelor domestice, să nu intre în contact cu posibilele animale care au avut tangență și contact cu acest lup. Din păcate, este un focar de rabie într-o zonă, distruge foarte mult, duce la eutanasieri, duce la alte acțiuni care trebuie să le întreprindă Direcția Sanitare Veterinară. Am avut, este o limită de fond cu fondul Bobâlna și cu gestionarul Diana care este pe fondul Cornești. Am luat măsurile necesare, am primit înștiințarea, am recurs la toate măsurile legale. Tot așa, în perioada aceasta se fac și nu numai, s-a făcut vaccinarea vulpilor, un program cu finanțare europeană, vaccinarea vulpilor din avion, categoric, cu metodă. Și prin omel puse de noi, pe anumite coordonate GPS, ne-am stabilit, am recoltat un număr foarte mare de vulpi, pot să spun, la acțiune de vânătoare, 24 de vulpi recoltate într-o zi. Cred că o să avem o carne de pasăre bio mai mare în zona respectivă. Da, domnul Sărătean, iar eu sunt agricultorul care sunt curios din fire. Intervenția asta noastră, în echilibrul ăsta a faunei. Deci, eu mă duc, pun vulpile. Automat cresc, cum zice noastră, numărul de păsări. Cresc numărul de iepuri. Oare intervenția asta omului, cred că totuși nu o faceți nu, este stabilită clar. Deci, gândită. Am un plan de recoltă de 85. Deci, recoltarea 40, cât le-am făcut până acum, sunt la jumate. Numai că am norocul că vulpea se recoltează pe întreaga perioadă a unui an calendaristic. Nu are perioadă stabilită limitate. Deci, asta recoltarea se face la vulpe. Că asta vreau să întreb. Recoltarea lor. Că îmi pare foarte bine că apar iepuri, apar fazani, apar ce mai apar. Spre satisfacția în ultimul an am văzut creșterea bonității la specia iepure de câmp în zona noastră, care au rezistat într-un număr de atâtea vulpi. Sunt campioni olimpici care iepurii au rezistat. Înseamnă că l-au putut fugi bine de a rezista de un număr. Dacă într-o goană, o goană este o formă de recoltă de practicare a vânătorii, reușești să împuști 8 vulpi, poate un număr de 15 vânători,
este o performanță, vulpea este și reată, este... Și vom vedea rezultatele eliminării, pot să spun, răpitorilor din teren, poate în un an, doi. Va crește bonitatea fazanului, va crește bonitatea speciei de iepure, chiar și a căpriorului este afectat. Dacă ne aducem aminte puțin, când a fost așa zisa, sau poate chiar a fost gripa aviară, a fost interzisă vânătoarea la specia de fazan și în acel an a dus la mărirea și la suplimentarea, pot să spun, pe cale naturală, a efectivelor din fondurile cinegetice. Efectiv, s-a făcut o repopulare, pot să spun, naturală a speciei respective. Domnul Vasile, atâta îmi place la noastră pe cuvânt și chiar o să vă rog să mai vedeți în emisiuni. Cu atâta dragoste vorbiți de vânătoare, cu atâta dragoste vorbiți de echilibrul ăsta care între animale. Sincer, vă spun, eu am mai avut și eu câte un prieten, nici pe acolo vânător, dar erau vânători de așa, mult de vânătorești. Dar noastră sunteți vânători de vânători. Și vânătoare cred că vă place. Vânătoarea are câteva, este un sport care îl practic, este o pasiune, îmi place să ies în mijlocul naturii. Ieri, pe frigul care a fost, am întreprins o acțiune de vânătoare. Nu vă spun să vezi soarele la minus 15 grade, să stai în ștand, te vezi acolo cât de călit ești, să vezi pe cei care pot. Nu e cazul meu că nu pot face goan așa, nu mă ajută constituția fizică să fac 20 de kilometri, poate de goan într-o zi, pentru hăituire. Să-i vezi cu câtă pasiune și în ce condiții practică vânătoarea. Este un sport, este o îndelenicire a omenirii din cele mai vechi timpuri. Poate mă chema și pe mine odată la o vânătoare, dar la partea ultimă. Partea ultimă, să văd eu ce fac vânătorii. Respectă legea. Respectă legea, gust din preparatele care le stau la dispoziție la vânătoarea anterioară. Să nu uităm un exemplar de mistreț luat în cazul unei vânători la mistreț, se prelevează 12 probe în vederea analizei care se trimit la Direcția Sanitară deci, Veterinară. Deci, încă o dată, să le specificăm, deci un porc mistreț, mai da, sunt. Recoltat. Mai sunt. Recoltat. Trebuie neapărat, stimați spectatori, neapărat trebuie să-i se facă analizele. Mai ceva, ca și la porcul pe care îl cumpărăm, o impiată și îl verificăm pentru peste, cât și pentru trichineloze. Se fac analize, se prelevează un număr de 12 probe. Se înaintează Direcția Sanitară Veterinară, este o procedură, clar. Aici, vânătoarea este foarte frumoasă să o practici, dar dacă ai greșit răspuns, penal este infracțiune pentru majoritatea faptelor săvârșite în afara cadrului legal. Atât pe legea 407, cât și pe legea 205, fiindcă vânătoarea noi facem cu arcul și săgeata, facem cu arme de foc. Și este o altă domnul Vasile, componentă a disciplinei. Apropo că mi-am adus aminte de întrebarea pusă de băiatul ăla de la Irlanda. Într-una din mie cele trecute, la emisiunea Viața Satului, pot dau și numele emisiunii Viața Satului, pe TVR1, era o mare problemă care se ridica la domnul ministru Valeriu Tabără. În zona Aradului s-au înmulțit foarte mult căprioarele. Un fermier de acolo, n-are rost să dau numele la curte, și toată lumea știe că nu de ce mai mare de aici, de la noi din țară, că domnule, am peste 800 de căprioare, care stau pe 4.000 de hectare de grâu. La ei, probabil, grâu o răsărit mai repede ca la noi. Și probabil o răsărit ca la noi. Nu știu ce să alege acum, să sperăm că totul va fi ceva nădejde de producție. După cum se vede în teren, încă n-am văzut un fir de grâu răsărit. Și am umblat în toamna asta în teren. Abia au reușit agricultorii să destărănească, cum se spune în termenii populari, acele ogoare. Nu s-a reușit are în toamna asta. Și apropo, domnul Vasile, ce face ăla, domnul? 800 de căprioare. Nenorocirea, ați văzut-o iară undeva pe la Oradea. Au găsit 60 de căprioare morte. Da. E păcat. Ăsta e mare păcat. Aici cred că este obligația celor care răspund de evaluarea efectivelor. Trebuie păstrat acel echilibru. Dacă una dintre specii crește ca număr, ca și bonitate în teren, trebuie păstrat numărul optim. Dacă nu păstrezi numărul optim, ajungi la pagube săvârșite de către
Cum ziceam, mănâncă, dau 3 kg de sigur, masă verde, sigur, dau 3 kg de grâu care acum abia încolțuie. 25 de kg de furaj pe cap de căprior evaluat trebuie să administrezi ca și hrană complementară pe timp de iarnă. Și după părerea noastră, deci acolo ar fi un dezechilibru. Da, între... categoric este un dezechilibru. Când ai 800 de căprioare este foarte bine, dar trebuie să vezi câte sunt, care este efectivul optim. Și asta este precizat în legea 407, efectivele optime. Pentru acest. Să precizăm că un fond de vânătoare constituit la noi, în zona noastră, trebuie să fie de minim 7.000 de hectare. În zona de câmpie de 5.000 și de la munte parcă este undeva la 14.000 de hectare. Suprafața minimă arondată unui fond cinegetic trebuie să fie. Și la această suprafață, în cazul nostru la deal, pentru un vânător trebuie să ai 250 de hectare atribuite unui vânător. Deci nu ai voie să faci un număr mai mic decât jumate din minimul numărul de vânători. Și noi trebuie să avem... Deci asta e o calculație. Sigur, deci este legea clar. Ne spune clar câți vânători poți să practice vânătoarea în siguranță. Fiindcă nu te poți duce, gata, suntem 50 de prieteni și mergem la vânătoare, întreprindem o acțiune. O întreprinzi în baza legii, o întreprinzi în planul de recoltă, îl faci în numărul, te cazezi numărul efectivelor aprobate și atunci respectat baza legală, păstrești echilibru. Eu cred în profesionalismul inspectorilor teritoriali care răspund de civicultură și în spețe de vânătoare, chiar așa pe domeniu. Sunt buni profesioniști, chiar sunt împătimiți unul dintre ei despre vânătoare, îi cunosc personal. Și atunci se creează un echilibru. Vii, evaluezi, faci evaluarea. Păi avem pentru evaluarea cervidelor poate 5-6 trasee de câte 10-12 km care parcurgi pe jos comisii de la gestionar, de la Agenția de Mediu și Inspectoratul care spune de silvicultură, îl parcurgi și așa se stabilește bonitatea și numărul exemplarilor. Domn Vasile, am impresia, dar sincer vă spun, cinstit, informațiile pe care noastră le-ați dat aici tuturor telespectatorilor, că aici nu poți să zici că e crescător de animale, că e vânător, că e pescar. Oricum, părerea mea, că eu îmi place pescuitul, pescarii sunt mai mulți decât vânători, n-au atâtea reguli extraordinar de stricte, cum le aveți noastră, pentru că cu cârligul ăla, dacă te-ai agățat în fund, l-ai scos. Dar cu glonțul, dacă te-o pușcat, te-ai ras. Se mai agață și cu glonțele, din păcate, nu se respectă, sunt proceduri. Nu ușor să știi. Un organizator de vânătoare are responsabilități foarte mari. Din păcate și în zona noastră am avut accidente anii trecuți. Nu vreau să mă amintesc de așa ceva, nu concep. Este o disciplină de fier. Când tu deții o armă de foc, păi ca să... Dar nu vedeți că mai arată și la televizor multe accidente. Din păcate nu se respectă, în cazul accidentelor, în mare măsură nu se respectă regulile de protecție. De protecție atât privind armele și munițiile, reguli specificate clar de practicarea vânătorii. Care... I-am speriat pe crescătorii de animale. I-am speriat, dar i-am îndreptat înapoi. Nu-i un pericol chiar așa de mare să respecte legile. Da. Ei au drepturi, au și obligații. Este la fel și fondul de vânătoare, cei care patronează, păstoresc un fond de vânătoare și dânsii, au drepturi și obligații. E o situație perfectă când există o armonie plăcută, o armonie între crescătorii de animale, între țărani, și noastră cu fondurile de vânătoare și pe lângă asta să apară și oculul silvic. Deci toți cei trei ar trebui să trăiască într-o armonie perfectă. Că atunci toată lumea are de câștigat. Este foarte simplu. Dacă toți își respectă obligațiile și drepturile care le au ca parte în păstrarea acestui ecosistem, să-l numesc, da, totul este perfect. Din păcate, poate uneori noi, poate uneori cei ce decid, poate uneori cei ce cresc animale nu își respectă în totalitate obligațiile. Și în acest sens, cred că am putea discuta puțin și de modificarea legii pășunatului și a pășunilor. După cum bine știm, așa chiar aveam revista dumneavoastră aici și am văzut mult, o lege mult așteptată. Așa este. Prin lege, România să angajează, să mențină și să asigure suprafețele declarate ca pajiște la 1 ianuarie 2007, spicuiesc din articolul 3 da. Din această și sunt în continuare utilizate pentru creșterea animalelor și producerea de furaje.
Deci noi ne obligăm față de comunitatea europeană că respectăm aceste pășuni. Și mai mult decât atât, poate dumneavoastră sunteți chiar mai pregătit decât mine, eu am spicuit numai din lege, se vor concesiona pentru o perioadă de 10 ani crescătorilor de animale. Este un lucru foarte bun, în momentul în care devii proprietar, să-l numim, chiar prin concesiune, prin închiriere, pentru o perioadă limitată de timp, dar o perioadă destul de mare de 10 ani, poți să-ți întomești un plan de management, un plan de acțiune, un plan de întreținere a acestor pășuni, poți să-ți faci un plan de achiziție a un număr optim de ovine sau de bovine care pășunează în aceste pajiști. Da. Și atunci știi pe ce te bazezi. Dar dacă mă duc în termen de un an de zile, azi o am, mâine nu o am. Nu, domnul Vasile, nu, asta legea pășunilor, în linii mari, că nu ne apucăm noi doi să dezbate, că ori dezbate o alții, probabil. Că încearcă să o dezbată, dar știi ce se întâmplă, domnul Vasile? Nu pricepe lumea, domnule. Vine cu niște termeni din aia foarte academici și amărâtul ăsta de țăran, țăranul nostru, crescătorul nostru de animale, nu pricepe ce-o vrut să zică. Sau, nu o chestie să vă spun. Și după aceea ce nu legea pășunilor. Ziceți că nu știu ce botă se leagă la cățel acolo. Cum îi zice la... Da, să spune exact, este să numește exact. În termen tehnic jujeu. Jujeu. Și vă citesc definiția din legea 407. Jujeu. Piesă de formă cilindrică, confecționată prin strujire din lemn de esență tare, care trebuie purtată de câinii care însoțesc turmele și cirezele de animale domestice. Vă pot spune din datele tehnice, trebuie să aibă 30 de centimetri, atârnată de gât, în zona încheieturii picioarelor. Să nu poată fugi după iepure, după căprioare, după orice. Deci ăsta e jujeu, de fapt. Da. Îs convins că oare ce-o fi vrut, domnia, mă, am văzut că tehnologia a invadat toate fundurile de pârâie, să le numesc. Am văzut jujeu din țeavă de polietilenă. Dar la ce face? La, nu știu, fluiere, poate când fuge, că este... Trece vântul pe ea. Nu este potrivit legii. Și dacă vreți să mai precizăm un pic care ar fi, poate, consecințele nerespectării acestei legi, spune clar la articolul 19 din legea 407, pisicii și câinii sălbatici sau hoinari găsiți pe suprafețele fondurilor de vânătoare se împușcă fără restricții și fără obligarea la despăgubiri, iar fapta nu constituie infracțiune pentru vânător care împușcă. Clar precizează aici. La aliniatul 4 spune mai departe, pisicile și câinii care sunt în situația prevăzută mai sus se împușcă de către personalul de specialitate al gestionarului fondului de vânătoare, aici intră directorul și paznicii, sau de vânători cu ocazia acțiunilor organizate în acest scop, la care participă și personalul de specialitate al gestionarului sau cu ocazia vânătorilor organizate. De ce e treaba asta, domnul? Asta legea este din 2006. Știi de ce vă întreb? Acum câțiva ani, fiind lucrând la primăria, deci la spațiile verzi, fiind responsabilul spațiilor verzi, unde ni se mulțeau nouă câinii cel mai mult? În pădure. În pădurea Bungăr. Și am fost pază acolo și în Livadă. Veneau mașini. Nu are rost că e târzie treaba. De bine, s-a descărcat aici câte un camion de animale în pădure, în Bungăr. Deci atunci, măi, totuși, cred că era 2006. Aveam dreptul să-i pușcăm. Din păcate, și să-l mulțesc extraordinar. O precizare. Zice și noastră, în Livadă. În intravilan nu putem face acțiuni de vânătoare în intravilan. Dar în extravilan, orice acțiune de vânătoare poate duce la asemenea cazuri. Cum se identifică un câine hoinar? Un câine hoinar este acel animal domestic care îl găsești pe suprafața fundului de vânătoare neînsoțit de stăpân, la care nu-i poți identifica stăpânul imediat. Aici sunt sute, dacă mergem pe malul Someșului, dacă mergem în Livada din Spătintic. Pe toată Valea Someșului, dacă mergem, găsim câini angro. Și și periculoși. Am avut sesizări de la persoane deținătoare de turme la o anumită perioadă se sălbăticesc încât exact. Atacă cirezele, atacă turmele și sunt destul de agresivi, au instinct de animal sălbatic, de lup, atacă, efectiv.
s-ar putea chiar în cazul nostru să fie avută parte de asemenea lucruri. Chiar ne rugau deținătorii în perioada de toamnă, ce faceți, domnul Sărătoan, nu ne ajutați, nu putem, este în zona de intravilan, nu putem ajunge la să încălcăm prevederile legii. Nu avem voie să facem uz de armă în această zonă. Dar, categoric pentru toți deținătorii, trebuie să cunoască, degeaba vine și face plângere la poliție, degeaba face plângere sau solicitare de despăgubire, nu face obiectul. Precizează clar, încă o dată, articolul 19 din legea 407. Punct. Și de aici putem pleca mai departe. Trebuie să și protejăm natura, să fim conștienți ce se poate întâmpla. Avem obligații, dar avem și drepturi. Acestea sunt drept de a păstra un echilibru în ecosistem. Și Doamne feri, când își bagă omul necugetat nasul să fac niște dezechilibre formidabile. Știu. Domnul Vasile, vă mulțumesc tare mult încă o dată pentru că m-ați ajutat să clarificăm niște probleme în primul și în primul rând de interesul telespectatorilor, de interesul crescătorilor de animale. Sunt convins, mulți acum probabil că au rămas așa, mă, dar doare, tare multe obligații avem. Aveți obligații, stimați crescători de animale, dar aveți și drepturi. Să fie foarte clar, nu-i este permis să treci cu o turmă de oi, că treci, e monitorizată, așa zice, păi nu m-am trecut dincolo. Nu, mare atenție că se pot întâmpla lucruri urâte. Și mai ales, nu discutăm acum, și poate într-o altă emisiune o să discut despre legea asta nouă a pajiștilor. Nu-i de jucărie. Deja e problemă penală. Până acum să mai amâna, mai eram prieten cu ăla, mai eram prieten cu ăla, mai trecea cu vederea. Dar acum nu se mai poate trece cu vederea. Domnul Sălătioan ne-a dat niște informații extraordinar de utile. Eu nu zic prețioase, foarte utile noastre. Avem drepturi. Și noi au drepturi și dânsii, ca și fond de vânătoare. Avem și obligații și noi, au obligații și dânsii. Și dacă între noi, între crescătorii de animale, între agricultori și aceste patronate de fonduri de vânătoare va fi o colaborare bună, vă rog să mă credeți că numai de câștigat veți avea și unii și ceilalți. Dacă, domnul Vasile, dacă, Doamne feri, mai apar în zonă cazuri, eu zic, în zona asta, cum a zis noastră, aveți zona asta Dejului. Automat, eu zic, ar fi foarte bine dacă nu-l găsiți pe dânsul la sediu, treceți pe la noi, pe la birou agricol, la primăria Dej, camera 50 și 40 sau 49, și ne anunțați. Noi o să luăm legătura cu dâns și domnul Vasile, a apărut un urs, domnule, în pintic, ce facem? Să nu știe cu două optijare și să se dea la cârnață din pod. În primul rând, îl admirăm, ar fi ceva poate ieși din comun să avem ca și exemplar de interes energetic un urs în zona asta. De obicei, l-am pe fondul Ebra, l-am de la Poalea Munților, l-am văzut, sunt frumoase, nu l-am avut în planul de recoltă, doar l-am admirat. Poate așa îmi face și în zona de aici. Domnul Vasile, pentru că am fost la noastră, la sediu și am văzut foarte multe flori și mai ales în această perioadă, vedeți, avem zăpadă din plin. Timpul a fost extraordinar de rece. N-am putut aerisi încăperile. Neputând aerisi încăperile, au apărut păduți boli. Mare atenție, v-am spus și în alte emisiuni, mare atenție să nu se îmbolnăvească cu boli. E un tratament foarte simplu. Și noi să vezi acolo o multitudine de flori. O să vă cer trebuie un pic verificate. Uitați-vă fiecare la florile pe care noi le aveți cazate. Domnul Vasile, mulțumesc pentru că m-ați ajutat să fac o emisiune excepțională. Eu vă mulțumesc în mod special. Am mai avut în cadrul televiziunii dumneavoastră câteva acțiuni de vânătoare filmate și câteva emisiuni chiar la locul faptei. Sper odată să putem ieși în natură la vară să arătăm tuturor telespectatorilor ce înseamnă cu adevărat frumusețile naturii. Vă mulțumesc tare mult și eu vă mulțumesc pe data viitoare, stimați telespectatori.